În caz de oprire furtuită, petrecerea la nivel cale ferată, conducătorul vehiculului și agentul de cale ferată, precum și alți conducători și pasageri aflați în apropiere, sunt obligați să ia măsurile necesare pentru evacuarea imediată a persoanelor și scoaterea de pe cale ferată a vehiculului, dacă acest lucru este posibil. Dar există situații când acest lucru nu este posibil, fie că vehiculul este sau are un gabarit mai mare, o greutate mai mare, fiindcă nu sunt suficienți pasageri și conducători prin preajmă. În aceste cazuri, conducătorul acestui camion este obligat să trimită două persoane, după posibilitate desigur, în ambele direcții ale căii ferate, la o distanță de cel puțin 1 km de la trecere. Dacă este doar o persoană, atunci conducătorul va opta pentru direcția cu vizibilitate insuficientă.